Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Brați la Educilor, dragilor. Astăzi am venit până la shop-uri pentru că nu mi-am mai verificat shop-urile de ceva timp și vreau să văd dacă am mai făcut și noi ceva vânzări. Și evident o să începem cu ăsta de rachete care vreau să văd dacă... Bambina, 9 diamante aici, ok, deci va trebui să facem restock la astea de durație 2. Mi se pare că avem și aici vreo 7 stack-uri, corect. Dacă tot n-am mai dat pe aici pe la magazine de ceva timp, am zis că poate s-a mai vândut ceva, deși trebuie să recunosc că n-a mai fost foarte multă activitate. Uite ce faci și la string vândut. N-a mai fost foarte multă activitate pe Brasslands, am zis totuși, hai să verificăm să vedem dacă. Și aparent văd că am făcut ceva vânzări, dacă am făcut și la lemn ar fi lux, ești nebun, hai să vedem. Mamă, două blocuri de diamant, bine! Ok, uite, încă niște diamante pe aici, mișto. Aici ar trebui să pun eu pentru că eu l-am luat pe ăla. La Dark Oak la fel ar trebui să venim să punem. Încă două diamante aici la Jungle și acolo nu mai avem. Deci ne trebuie Dark Oak, cât 9 stack-uri de Dark Oak, 9 de Spruce, 3 de Birch. Hai să vedem dacă mai avem pe aici, pentru că nu sunt sigur dacă mai avem de Dark Oak. Ne-ar trebui vreo 9 stack-uri și nu cred că mai avem, deci ar trebui să adunăm Dark Oak. Ok. După care ce avem? Ne trebuie Spruce, 9 stack-uri, Birch, 3 stack-uri. Birch din nou apare, nu avem, n-avem decât un stack, dar o să-l pun așa. De junglă ne trebuiau vreo... Câte stack-uri de junglă ne trebuiau? 5? 4, 5 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Spruce, ok. Și cam asta e tot ce am momentan aici, deci va trebui să cam fac restock pe la lemn, să am pe aici pe la shop. Să pun, să fiu sincer cu voi. Ok, astea și o să mai pun unul aici, după care o să trească să aduc eu off-camera încă două de bărci acolo. Ok, trebuie și la oak să punem și acacia nu cred că avem. Bun, avem și noi ceva diamante, ceea ce este bine, 38 de diamante le luăm și le băgăm aici fain frumos și avem în total un stack și 32, bine, și mai am diamantele de le-am băgat eu acolo la minigame pe care trebuie să le scot, logic că sunt diamantele mele. Trebuie să-mi iau, să-mi repun aici. Dragi mei buni, astăzi o să ne ocupăm puțin de minigame, pentru că aș vrea să fac acea cărticică, să o scriu și să fie gata, practic, să pot să anunț pe Discord că l-am terminat. După care vom merge până la zona de Crăciun, pentru că am un plan să fac acolo ceva destul de mișto. Și tocmai de asta am vorbit acolo cu Blue Campion de aș putea să fac. A zis că, bă, da, pot să facem partea asta, e ok. Așa că o să vă explic mai multe când o să ajungem acolo la partea de zona de Crăciun. Dar până atunci, dragi oameni buni, o să mergem la... o să mergem până unde avem noi materialele pentru minigame și o să încerc eu să văd cam ce am pe acolo și eventual o să mă gândesc la cum să formulez, să scriu cărțile acelea minunate pentru dragii mei haiduci. Așa că, dragi oameni buni... Salut, Dani! Salut! Mă duceam până la minigame-uri, că știi că trebuie să termin acolo. Hai că vin cu tine. Că voiam să povestim ceva. Bine, nu neapărat acum, dar dacă tot te-am prins aici... De bine, de rău, ia zi. Perfect. Foarte bine, hai în partea asta. Am văzut că ai pregătit tu zona asta șmecher aici. Și așa, eu vreau să povestesc cu tine de când am făcut portul, să fac un pod spre insula ta. Și când am văzut că ai făcut podul ăsta aici, mă gândeam în felul următor, că m-am uitat puțin, să continui drumul în partea asta, pam, 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 și să fie un pod aici. De aici până acolo pe colț. Aha, și gen practic să lege insula de port. Să lege insula, da, să poți să mergi pe jos, să nu zbori acum, da, că dacă n-ai rachete, n-ai durabilitate la elitră, știi? Bate-n palmă, adică eu nu zic, nu, mie încă nu. No, perfect. Păi o să aduc niște materiale atunci, vedem ce ai nevoie și ne punem pe treabă, nu? Ok, perfect, exact. Așa, aduc. Thank you.
mâță de zăpadă, am terminat. Avem un pod, avem drumuri, putem umbla pe jos, nu mai trebuie să strâcăm elitra, putem să merem, să ne țăpăm în cap. Nu, că picăți în ugre... Asa, că n-are... Bine, mă... S-a dus. Ce ziceam? Și eu cum putem să mergem și noi pe jos, de la port până la insula... Dar chiar, poți să-mi explici și mie despre ce e minigame-ul ăsta sau încă nu? Da, pot să-ți explic, am postat, practic... tot ce mai trebuie să fac e să mai pun eu premiile și să vă dau drumul, să vă faceți de cap aici, să grifați toată insula asta, că de nu vă dau bani la fiecare. Păi, așa. Ce facem aici? Zi. Revenind, știi că, de fapt nu știu dacă, dar știi că tu mi-ai dat insula în puii mei. Da. Am zis, atunci că o să fac aici un fel de... Insula cu comori, da. Da, exact, trege la aia. Și practic ce o să trească tu să faci? Când o să ajungi de la portal, o să vii aici pe podul, o să vii pe podul ăsta frumos. Și aici, în dreapta, vezi lecternul ăsta, o să conțină o carte pe care încă n-am scris-o, pentru că trebuie să mă gândesc extrem de bine cum să formulez, ca să nu interpretați nimic greșit. Bun, am terminat și premiile care sunt fain frumos puse aici, evident, nu o să le deschid pentru că nu vreau să vedeți cam ce conțin, pentru că, evident, nu trebuie să știți ce conțin. Și aceste premii, oameni buni, o să ajungă pe acolo prin... efectiv pe toată insula, nu știu exact câte sunt, deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sunt 12 premii momentan, pentru că de mai mult de atât n-am avut nici resurse, ca să zic așa, și oricum pentru început eu zic ok, dacă o să se dea aceste 12 premii, o să fie perfect oricum, vă dați seama, eu o să țin minte cam pe unde l-am pus și o să verific din când în când, dar în mare parte o să las ai duci. Teoretic noi suntem, cred că, nu știu cât să și ai, cred că și aici peste un total, dar oricum nu cred că o să vină fiecare haiduc să joace pe aici și în orice caz și dacă o să, am zis, și dacă o să se cumpere sau, mă rog, dacă o să fie vânzări la minigame-ul ăsta, evident o să pun mai multe premii și mai mari, dar oricum pentru început eu zic că am adăugat niște premii destul de decente acolo, adică îți poți scoate banii chiar lejer. Dacă stă să mă gândim, ideea e că pe minus nu prea ai cum să ieși din tot ce am pus eu acolo, ieși cam pe plus cu tot, nu prea ai cum să ieși pe minus, dar eu zic că e destul de bine. Practic ce nu mai rămâne acum de făcut este să îmi pun eu shulker-ul, nu mai știu că, bine, stai că aveam un shulker aici care trebuie lăsat jos. Deci shulker-ul ăsta alb, venim fain frumos și o să-l lăsăm aici. Bun, și shulker-ul ăsta unde avem noi sand și gravel, evident o să iau sand-ul și gravel-ul de aici și o să maschez practic peste tot pe insula asta. O să pun sand și gravel în așa fel încât sper să nu-și dea haiduci seama că se află chestii pe acolo și evident o să pun în așa fel încât să poată să stape după el și chestii de genul, evident o să fie și capcane, dar asta rămâne de văzut. Așa că, dragi oameni buni, mă pun să fac chestia asta, după care revin pentru că avem descris și o cărticică aici ca să știe haiducii ce trebuie să facă. Am terminat de pus toate comorile și de aranjat aceste lecternuri. Dacă venim frumos pe aici pe podul ăsta, cum am spus și în episodul anterior, avem pe partea asta un lectern care ne va indica practic, să zicem așa, regulile jocului și tot ce trebuie să facem ca să intrăm în joc și așa mai departe. Și totodată o să facem și un mic tutorial pentru haiduci, ca să zic așa. E bine, venim pe podul ăsta, la început avem aici lecternul ăsta care trebuie citit și o să vă citești și vouă ca să înțelegeți despre ce vorba, deci cred că foarte mult știți. Sau mă rog, ați înțeles în mare parte, dar o să vă citesc și chestia asta în mare parte. Are 7 pagini, e destul de mult de citit. Haiduci, și dacă nu vor să citească pe video atât de mult, pentru că e destul de mult de citit. Pot citi practic off-camera și gen, nu știu dacă au eu o variantă mai simplă de a explica, o pot face, nu e absolut nicio problemă. Dragă haiducule, bine venit la Treasure Island. Dacă este prima oară când auzi aceste cuvinte Treasure Island, am să-ți explic puțin. Treasure Island este o insulă care conține comori. Poate te întreb cum poți găsi acele comori, pentru că da, evident, nu ai voie să sapi toată insula ca să găsești o comoară. Este foarte simplu. Tot ce trebuie să faci după ce citești această carte este să ții drumuri alângă ca să vei găsi un fel de podium din piatră pe care este pus un carpet roșu cu o săgeată în stânga și în dreapta sa. Ca să începi jocul trebuie să arunci un bloc de diamant pe carpetul roșu, iar acesta îți va dropa o lopată de gold. Lopata pe care o vei primi va avea durabilitate de 15 blocuri. Dacă nu ai găsit comoara din cele 15 blocuri sparte, trebuie să mai plătești odată pentru a-ți continua jocul și vânătoarea după acea comoară. În caz că nu te simți norocos în acea zi, ai opțiunea la doar un diamant de a cumpăra un indiciu pe unde s-ar afla o comoară. Acest indiciu îl poți cumpăra din turnul situat în fața casei.
Atenție, nu este 100% că vei găsi comoara cu acel indiciu. Depinde foarte mult de unde crezi tu că s-ar afla o comoară și de blocurile din jur pe care ți le indică indiciul. Singurele blocuri de pe insulă care pot fi sparte sunt Sand și Graver. Orice alt bloc spart în afară de acestea două este considerat trișat și nu este frumos. Dacă ai reușit să vezi comoara, o poți sparge cu pichesul tău personal. Multă baftă tuturor și distracție plăcută. Treasure Island Season 1. Pentru că, da, am trecut Treasure Island Season 1 deoarece am un plan să fac în mai multe sezoane de Brasla o chestie de asta, doar că evident mult mai evoluată și mult mai mare pe, de la sezon la sezon practic. Acesta de aici încă ar fi primul sezon în care aș face chestia asta și sunt chiar curios să văd cum o să iasă, dar eu zic că eu o să iasă destul de interesant. Bun, și practic mai avem aici în acest turn unde am explicat eu acolo, în acest turn puteți veni să vă luați indiciile. Fain frumos, aveți aici tot o carte care nu e neapărat, nu trebuie neapărat citită ca să înțelegi din prima, dacă nu, o puteți citi și pe aceasta. Nu ai reușit să găsești comoara? Ei bine, poți obține un indiciu aruncând un diamant pe carpetul roșu. După ce l-ai aruncat, vei primi un paper denumit cu indiciul unde ar putea fi o comoară. Și cam asta e tot ce trebuie să faceți voi, dragi haiduci. O să pun eu... Alo? Alo? Mersi, ești de treabă, ești absolut de treabă, minunat, Caterinca. O să pun eu acum, o să arunc un nou diamante și cu încă un diamant, practic, ca să vă demonstrez cam cum funcționează chestiuța asta. Nu știu pe unde am eu un crafting, să fiu sincer cu voi, cred că am unul pe acolo, da, exact, uite, am un crafting aici, pentru că am nevoie de un bloc de diamant, evident, și totodată vreau să iau și, de fapt, nu, e ok că am la mine în inventar dacă chiar este nevoie. Bun. Deci după ce am citit cartea, să zicem că am înțeles, ne luăm diamantele și venim aici. Tot ce trebuie să facem, ne punem aici, aruncăm diamantul, s-a luat și bum, dropperul de aici ne-a dropat acest golden shovel care are durabilitate 15. Absolut toate au durabilitate 15. Iar dacă tu crezi că ești destul de norocos în ziua aceea, poți să începi să sapi gravel-ul de pe insulă și efectiv toate nebunile astea. Iar dacă crezi că nu ești norocos, poți să te duci fain frumos la în acest turn. De unde vei primi un paper cu un indiciu. Evident, eu încă n-am pus indiciile, tocmai ca să nu vă arăt indiciile pe filmare, dar în orice caz, momentan e dirt aici pentru că am făcut eu niște teste și tot ce trebuie tu să faci este să ții diamantul, vii, îl arunci pe carpetul ăsta roșu, l-a luat și acest dropper se va activa și vei primi practic indiciul tău. Și cam asta este absolut tot ce trebuie haiducii să facă pe această insulă și... Cred că am fost destul de clar în explicație pe acolo. Evident, cum am mai spus, nu este 100% sigur că vei găsi o comoară, dar îți poți încerca norocul. Am pus și capcane unde poți să sapi și să nu primești nimic, dar eu zic că în mare parte haiduci ar trebui să se descurce. Am pus 10, două momentan le-am pus pentru că nu prea am mai avut loc, să fiu sincer, pe insulă. Am vrut să nu umplu full de chestia asta ca să nu ies chiar pe gaură și eu vă dați seama și să fie un pic mai challenging și pentru haiduci. Așa că, ce pot să vă zic, dragi oameni buni? Cam atât ar fi cu acest minigame. O să-i dăm start, efectiv, când veți vedea voi acest videoclip, videoclipul va fi gata. Tot ce mai trebuie să fac, evident, este să pun paperul acolo și absolut nimic în plus. Doar asta mai rămâne de făcut, după care haiducii poate să vină să se distreze aici fain frumos. O să mergem acum la zona de Crăciun și o să vă explic ce facem și pe acolo, pentru că v-am spus că avem ceva treabă și pe acolo, așa că haideți să mergem la zona de Crăciun. Bun, iată, ne ajungem și la zona de Crăciun și haideți să vă explic în mare parte cam ce o să facem aici și de ce o să ne ocupăm sezonul acesta la zona de Crăciun. Știți că în sezonul trecut am făcut eu acea casă măricică, să zic așa, unde... am pus pe acolo niște chestiuțe, niște cadouri, niște alea. A fost chiar o casă chiar reușită. Însă în acest sezon o să ne ocupăm de altceva. Și mai exact o să ne ocupăm de o fabrică de jucării. Pentru că văd că Puf deja pe aici s-a distrat foarte mult cu casele astea. Bine, nu știu dacă și aia e făcută de Puf. Nu sunt sigur, deși e posibil. Știu că astea de pe aici sunt făcute de Puf câteva. Cred că și astea, dacă nu mă înșel, dar nici de astea nu sunt sigur 100%. Așa că... Da, în orice caz Puf s-a distrat enorm de mult pe aici. Până acum chiar s-a distrat super, super mult. Și noi o să facem o fabrică de jucării. O să iasă destul de interesantă fabrica de jucării, pentru că o să vină undeva prin zona asta, prin spatele căsuțelor ăstora. Cred că fix pe aici undeva o să înceapă, că nu vreau să o duc nici foarte departe. În același timp să se și vadă de casele astea, pentru că exemplu asta e mare și o să trească să facem și noi fabrica destul de măricică. Dar nu asta o să fie problema. Însă cam asta ar fi ideea mea, cam asta aș vrea să pun în practică, ca să zic așa, aici la zona de Crăciun. Și eu zic că o să fie totul super mișto și o să arate super, super bine. Acum aș prefera să și dorm dacă pot undeva pe aici, hai că mergi ușor. Și eu zic că
o să iasă ceva mișto. Cel mai probabil duminică, pe level de duminică, o să ne apucăm să spargem din copacii ăștia, pentru că trebuie să defrișăm o mare parte din pădurea asta ca să construim acea fabrică. Așa că, practic, pe live stream-ul de mâine vă aștept acolo cu mare, mare drag. O să începem la ora 1 live stream-ul, așa că vă aștept acolo și am văzut un clip. Așa că, da, oameni buni, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de Breast Light Ducilor. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel butonaj de like. Nu uitați că pe mine o puteți găsi și pe Instagram. Aveți Instagram-ul jos în descriere dacă vreți să intrați să-mi dați un follow. De asemenea, nu uitați de serverul de Discord, unde puteți intra, pentru că e activitate foarte, foarte mare acolo și puteți conversa cu lumea. Dacă vreți să cunoașteți lumea nouă și chestii de genul ăsta, vă invit cu mare drag, oricum e plin de activitate serverul meu de Discord. Așa că vă aștept acolo, oameni buni. Și cam atât ar fi cu acest videoclip. Noi o să ne auzim la următorul. Bye, bye!